Proverbele, capitolul 11, versetul 23. Orice dorință a omului drept e bună, dar nădejdea necredincioșilor va pieri. Așteptarea celor răi. Neghină sunt fiii celui rău, spune Domnul. Așteptarea lor este focul. Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele de la 38 la 42. Vicleanul este fiul dracului, Fapte, capitolul 13, versetul 10, și așteptarea lui este blestemul. Cei răi vor fi aruncați grămadă în cuptorul aprins, Matei, capitolul 13, versetele 49 și 50, împreună cu Satana. Fiindcă cine păcătuiește este de la Diavolul și va împărtăși aceeași soartă cu el. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii Diavolului. 1 Ioan, capitolul 3, versetele de la 8 la 10. Sămânța femeii, Hristos, și sămânța diavolului, El însuși. Facere capitolul 3, versetul 15. În lupta aceasta, Hristos merge cu armele neprihănirii, ale adevărului și ale sfințeniei. El nu poate merge cu alte arme. Acestea sunt armele Lui, căci acesta este El. Dar diavolul merge cu armele contrafăcute ale minciunii. În el totul este mincinos și contrafăcut, pentru că el este un mincinos și un contrafăcut el însuși din clipa în care s-a creat. De aceea, pentru tot ce Hristos are adevărat, satana are ceva contrafăcut, fals, mincinos. Pentru fiecare monedă adevărată a lui Hristos, satana are o monedă falsă a lui. Așa este și cu nebrihănirea. Hristos dă adevărata neprihănire, care duce la viață. Satana dă falsa neprihănire, care duce la moarte. Luca, capitolul 16, versetul 15, capitolul 20, versetul 20, și 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 14 și 15. Iar cei ce o au pe una sau pe cealaltă sunt ai unuia sau ai celuilalt. Fiecare să se cerceteze și să se vadă singur. Slavă veșnică ție, Dumnezeul nostru cel bun, adevărat și sfânt, pentru lucrările tale și pentru tot ce le dai tu. Te rugăm, dăruiește-ne tuturor o puternică lumină asupra binelui, o puternică încredințare asupra adevărului și o puternică dorință după sfințenia pe care o dai tu. Și te rugăm tot așa de mult să ne ferești de tot ce vine de la cel rău și duce la moarte. Îmbracă-ne cu armele luminii, Revin de la tine și duc la viață. Amin.